Rugăciune în vreme de orice nevoie și primejdie omenească. Ție unii am greșit, Dumnezeule Mântuitorul nostru, și după păcatele noastre multe pedepse suntem vrednici de a primi, ci spre a ta milostivire, căutând cu pocăință și cu milință, la tine, Mântuitorul nostru, scăpăm și cu lacrimi strigăm. Mântuiește-ne de primejdiile, necazurile și întristările noastre. Când lipsește puterea noastră, nu ne părăsi, Doamne, Dumnezeul nostru, și nu îndepărta mila ta de la noi, ca să nu zică vrăjmașii noștri, Dumnezeu i-a părăsit pe ei, prigoniți-i și prinde-ți-i pe ei, că nu are cine să-i mântuiască. Nu te depărta de la noi, ci aminte spre ajutorul nostru, ca să se rușineze, să se stingă și să se îmbrace cu ocară cei ce caută să facă rău robilor tăi. Am greșit și fără de lege am făcut, și pentru aceasta mânia ta cea dreaptă ne-a ajuns pe noi, Doamne Dumnezeul nostru, și umbra morții ne-a împresurat și de porțile iadului ne-am apropiat. Deci către tine, Dumnezeul nostru, cu milință strigăm noi, cei îndurerați, fie-ți milă de poporul tău și nu-l pierde de tot. Doamne, cel ce stăpânești moartea și viața, nu ne da morții pe noi, robii tăi, ci oprește de la noi mânia și urgia ta, pentru că pierd ca fumul zilele noastre. Răniți suntem ca iarba sau scatăria noastră și perim de tot din pricina păcatelor noastre. Fie-ți milă de robii tăi într-o pocăință, cu lacrimi ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește. Adu-ți aminte, Doamne, că trup suntem și duh ce iese și nu se mai întoarce, și cu milostivire oprește mânia ta cea cu dreptate pornită asupra noastră, care ca și cu o sabie înainte de vreme ne tai pe noi. Slăbește boala și tămăduiește-ne ca să nu pierim, că nu morții te vor lăuda pe tine, nici cei ce se pogoară în iad, ci noi cei vii te lăudăm și cu inimă zdrobită suspinând ne rugăm ție. Mai mult decât toți ți-am greșit și fără de lege am făcut, Stăpâne, dar, deși n-am agonisit încă pocăință, primește gândul nostru în locul ei și, înduplecându-te spre milă, ca un preaputernic, slobozește-ne pe noi, robii tăi, de boala cea ducătoare de moarte și de cumplitele dureri. Să nu ți aduci aminte de fără de legile și nedreptățile noastre și să nu intri la judecată cu noi, robii tăi, nici să te întorci de la noi cu mânie, că de vei căuta la fără de legi, Doamne, cine va putea să stea în fața ta? Că praf și țărâne suntem și starea noastră aici este nimic înaintea ta, ci ca un îndurat și de oameni iubitor, milostivește-te și nu ne pierde cu mânia ta din pricina fără de legilor noastre. Cel ce nu voiești moartea păcătoșilor, ci să se întoarcă și să fie vii, ca un izvor al vieții, fă-ne vii și pe noi, cei vrednici de moarte, după judecata ta cea dreaptă, că Tu ești Dumnezeu, Cel ce stăpânești vii și morții, și nu ne pierde cu mânia îngrozirii tale, cu strigare tare, într-o amărăciune a inimii, și cu lacrimi ne rugăm, auzi-ne și ne miluiește, cu milostivire caută, Doamne, Dumnezeul nostru, spre pătimirea poporului Tău și Te milostivește spre el. Și precum odinioară în zilele lui David, așa și acum, poruncește îngerului care și-a întins mâna asupra noastră să nu ne piardă de tot, că și noi, mărturisindu-ne într-o pocăință ca David, strigăm ție, am greșit și fără de lege am făcut și nu suntem vrednici de milostivirea ta, dar tu, ca un îndurat, fiind îmblânzit de însăși milostivirea ta, arată milele tale cele de demult și ferește-ne pe noi, oile cele cuvântătoare, ale turmei tale,
rugăm-ne ție de grabă, auzi-ne și ne miluiește. Amin.